cel mai rău caz se merge 3. Dar vreau eu să fac altceva, să-l salut pe domnul Valeriu Iftime, ni se alătură prin telefon. Bună ziua! Bună ziua! Vorbeam despre fotbalul jucat, despre faptul că a început sezonul acesta și nu vedem că e de-abia la început. Vedem echipe parcă destul de, de bine lucrate și echipe care parcă și-au făcut temele în perioada de pregătire. Una dintre aceste echipe remarcate este și FC Botoșani. Rămâne ceva din... se schimbă antrenorii, nu atât de des ca în altă parte, dar își păstrează așa o identitate de joc Botoșanul. Da, eu cred că sunt de la început să tragem concluzii. Botoșanul a strigat și cu are reușit dintr-o bună, foarte bună părată, aportam eu la o fază. Bine, a fost și să fie. Nu putem să fie, dar și mai sunt și alte echipe care au jucat. Am dat pe adversarii pe care am crezut că sunt foarte buni. Mă uitam la meciul de aseară între la Spiț și Așteptam atunci la Fetice. Se întâmplă ceva, nu știu, ori sunteți într-o zonă fără semnal, ori nu, nu, nu vă auzim noi bine? Nu știu să spun. Acum parcă mai bine un pic. Sunt într-o zonă în care de viteam am semnal. În orice caz, deci nu e timpul să tragem concluzii după opinia mea. Botoșani n-a făcut două meciuri grozave. A făcut o primă repriză acasă cu Târgoviște și o repriză a doua cu cei de la Bolotac. Mai de Doamne ajută. În rest, nu pot să spun că Botoșani și-a făcut. Am înțeles. Dar sunteți optimist? Ați schimbat antrenorul, ați schimbat jucători? Vi se pare că echipa e pe un drum bun acum? Bine, la ce am văzut eu că scriu ziarele despre noi și cam cum comenta un cineva la Telecom sau Orange Sport, m-am enervat de-am închis sonorul, spunând continuu că noi vindem, că noi nu facem nimic, au fricat fotbaliște, că antrenorul meu face nota 3 și altă nota 10. E clar că lumea nu înțelege deloc pe ce lume trăim, sau mulți care fac analize și îți dau cu părerea, nu prea înțeleg în ce lume trăim. Botoșani nu poate ține fotbaliști 3 sau 4 ani, pentru că nu semnează. Și dacă semnează pe 2 ani, trebuie să-i dau drumul după aceea, pentru că pe la mine pleacă fotbaliști mai mari. Da. Ori pleacă la Ferecruz cu 12.000, ori pleacă la Sepsi cu 10.000, ori pleacă la FCSB cu 15.000. Și uite că se mai și întorc de la FCSB, apropo de jucători. Deja v-au fost propuși 2 jucători. Gratuit. Gratuit. Da, mi-a spus și mie cineva, n-am fost atent la declarațiile astea. Cred că sunt făcut de la greu și cumva domnul pe care are dreptate de... Dacă echipa asta nu a scat chiar cel mai prost fotbal. Eu spun că cel mai inspirat a fost Dugangici, care a fost excepțional. Pentru că fără goluri Dugangici sau fără goluri și asistul Dugangici, a fi doar nicio ocazie de parte, sunt serios. Da, la CFR nu s-a potrivit. Da, seamănă mai mult cu Dugangiciul de la Botoșani. Da. Înțelegeți de ce la CFR n-a fost la fel de bun? Da. Pentru că nu l-a jucat, nu am fost încredinat, pentru că era... Dugangici nu e un jucător de 15 minute și la un stil de la care s-a aștept să dea goluri când. El e jucător de echipă și e un tip care cred că vrea mult, are persoană, deci vrea mult încredere. Nu e atât ce fel, eu și păcat. El se va potrivi mult pe Rapid și o să vedeți dacă Rapid, în opinia mea, știu de Dugangici, dacă își menține forma asta, o face pe Rapid echipă. Că n-au oameni de gol, așa, serios. Adică n-a făcut asta Rapid, un meci extraordinar. E adevărat, prin greșeli la care, ce să vă văd, eu n-am văzut dau așa ce ori, că nu știu eu. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu el. Deci Daua la Botoșani ca să-l întreabă pe cineva cum trecea pe lângă stradă trenul printr-o gară părăsită, nu pot să cred. Da, adică... vă explicați, domnul Iftime, scuze, vă explicați de ce jucătorii de la Botoșani se comportă altfel la FCSB și foarte puțini au reușit până la urmă acolo? Adică, nu știu, dumneavoastră ce le spuneți? Că și dumneavoastră îi mai certați, v-am auzit că îi mai certați, dar totuși parcă aici ceva se întâmplă, da. Și nu e primul. Acum, trebuie să analizăm situația generală sau în general. Niciun jucător, să se văd la ceași la fete la viitorul, 7, 8, 10 copii, toți au clacat. Adică, la FCSB e cu tot o altă rețetă, o altă partitură. Eu n-am ce să spun când pleacă de la Botoșani, că ăștia când pleacă de la Botoșani, pleacă soldat de la armată în permisie. Fug, rețin picioarele, știți? Când i-a spus lui Daua să aibă grijă de el, că va fi greu la FCSB, că e o încercare foarte mare, că e transferul vieții,
Nu înțeleg cât a înțeles el din engleza mea, dar chiar dacă aveam o deasă, o cameroneză bună, el tot nu înțelegea nimic. O cameroneză bună? Da, era pur și simplu injectat că pleacă de la noi și gândea 15.000 de ori, pentru că el a fost colegi de cameră cu Enjuma. Enjuma o altă aventură de fotbal. Trebuie să ai multă răbdare cu ei. La noi se construiește altfel și mai e o chestiune. La mine fotbaliște când vin să arate că pot, nu știu dacă pentru echipa mea, pentru ei, ca să meargă mai departe. Ei sunt la mine ca la expoziție, adică vin la mine să joace, să arate că sunt bun și cât a funcționat. Eu știu că la Haluț îmi lavă, Haluț la mine și parcă era fotbalistul din Champions League și a venit la Liga 3 din Turcia. După care și-a dat seama după 5 etape că joacă prost și a devenit un pic un Haluț adevărat. Adică eu nu sunt concentrat, opinia mea. Nu, ceva nu mai funcționează, cumva și-au atins scopul vieții lor. Da, motive să lupte au și acolo, că pot lupta pentru bani, pentru trofee, pentru participarea în Europa. Și chiar să plece la mai bine. Știți, parcă nu mai fi conștient mental pentru a face mai mult. Pare că cred că ar trebui un alt fel de tratament acolo. E un alt stea în carantină, în care toate contractele se facă domnul Becali cu rezultate în primul an, după care se mărească. În așa fel încât și din echipă să-și dea randament, să muncească mai mult. E clar că acolo și-au adus la apogeu. Da, dar dacă Becali a vorbit serios și chiar vi propune pe cei doi, i-ați lua înapoi pe Wydă, pe Haruț? Vă dați seama că ei sunt fotbaliști cu primul foarte bun. Orice echipă de România îi poate face fotbaliști ca un doi. Adică îi face fotbaliști, au nevoie orice echipă de ei. Eu i-aș lua, dar de ce spune Mihai. La ora actuală, cred că mai degrabă se poate zice Wydă, că la mijloc nu am nevoie de cineva, decât Haruț în poziția de fundaș central, de locaș la închidere sau de asta fundaș. Dialog aveți cu Gigi Becali. Dumneavoastră v-ați dovedit inspirat, și asta nu e un compliment gratuit, în alegerea antrenorului. Aproape de fiecare dată, una, că au fost mandate de durate, și doi, obiectivele de etapă și le-au atins. Fie că vorbim de Leo Grozavu, de Liviu Ciubotariu, de Marius Croitoru, nu mai spunem. Acum începutul e bun și pentru Mihai Teja. Ce antrenor l-a sfătuit să ia pe Gigi Becali? Nu știu, cred că ăsta doi ar fi bun pentru ei. Da. Sau Bieloni, dar doi nu mai vine. Bieloni nu mai vine, Rădoi nu mai vine. Zenga, un alt antrenor care a fost la FCSB și nu. Liber. Bine, uite, bănu, care știi în limba română, sunt sezonul de care e bun și ăsta și e tică, să știți. Dica? Povestea este că un antrenor e un om special. Nu e un vrăjitor, nu e niciun făcător de minuni. Dar nici nu zic că se terfelește. Adică antrenorii, pe urmă, sunt cei care generează încredere, generează personalitate, îi gestionează un grup de 40 de copii sau 30 de copii, excepțional în esență. Nu au făcut ei Oxford, știți? Nici nu sunt specialiști în matematici speciale, dar sunt bune, sunt copii educați, sunt copii cu anumită cultură. Nimeni, nici un mare fotbalist, în opinia mea, nu e un copil prost. Și da, pe ce trebuie să fotbalești buni. Ca atare, dacă tu ești cumva cu o anumită pălărie în care ți se spune că tu nu contezi, adică tu stai aici, că domnul Becali conduce, îi știrbește doar din personalitate. Și atunci lucrurile au totuși o altă filozofie. Eu cred mult în lucrul ăsta. Antrenorul este un om special, ca atare trebuie proprietarit cu tot ce poți să-i dai tu ca patron, tu ca asociat, ca banan, ce... Sincer, v-ați bucurat pentru Croitoru? Da. Bine, știam că v-a jucat așa, pentru că așa propun el joc și bravo, îi felicitez. Eu așa om de pe CFL Cluj n-am văzut niciodată. Pe la urmă, CFL Cluj, dacă nu s-a putut fotbal, o să mai pun la schemul, trebuie să bată și rapid, pentru că fac egal acolo. Adică, vor joacă fotbal adevărat și nu așteaptă un gol după aia să închid să fie 1-0, cum a câștigat, nu știu, meciul în etapa trecută. Când erau și fotbalist un pic mai atent, locul era poate mai bun. Acum e greu. Ea zăpește acolo în apărare și nici portar nu mai au, în opinia mea. Da. Bun, mulțumim mult de tot, domnule Iftime, pentru această legătură. Toate bune. Da. Am vorbit despre jucători.